De-a lungul timpului, Universitatea Politehnică Timișoara a cultivat o bună relație de colaborare cu elevii și cu școlile, organizând o serie de cursuri, concursuri și evenimente dedicate acestora, burse acordate elevilor premiați la concursuri naționale și internaționale, premii acordate elevilor care fac performanță, indiferent de domeniu sau chiar susținerea unor activități ale elevilor. În aceeași notă se înscrie și deschiderea spațiilor Universității Politehnică Timișoara tuturor cadrelor didactice și elevilor interesați să le descopere, aceștia având posibilitatea vizitării oricărui laborator, dar și a întregului campus UPT în perioada 18 aprilie-21 iunie, cu prilejul zilelor porților deschise. Toate cele 10 facultăți ale UPT vor pune la dispoziția școlilor laboratoarele, atât pentru vizite ale elevilor, cât și pentru realizarea unor activități demonstrative, fie organizat pe școli, fie în cadrul săptămânii altfel. Peste 150 de laboratoare sunt puse astfel la dispoziția elevilor, de la cele clasice de fizică, chimie sau informatică, până la unele ultramoderne, aferente diverselor specializări ale facultăților de inginerie sau a celor de arhitectură, management, marketing, comunicare și relații publice. Nu în ultimul rând, Biblioteca UPT va organiza tururi ghidate pentru grupurile de elevi și cadre didactice, iar Centrul Interactiv de Fizică, Experimentarium TM și Muzeul Universității Politehnică Timișoara vor fi deschise pentru vizite începând cu data de 8 mai. Grupurile de elevi și cadre didactice însoțitoare sunt invitate să se înscrie, după care vor fi contactați de reprezentanții UPT pentru confirmarea înscrierii și programarea vizitei.